Slăvit să fie Domnul! Amen. Dragii mei, frați și surori, în dimineața aceasta frumoasă de vară, aici, în casa lui Dumnezeu, copii, părinți și Dumnezeu între noi. În dimineața aceasta în care cei trei copilași, David, Dominic și Levi, au venit înaintea lui Dumnezeu sau au fost aduși înaintea lui Dumnezeu, noi ca și părinți avem obligația să ne mai aducem încă o dată aminte de responsabilitatea pe care o purtăm potrivit cu copiii noștri. Parcă în lumea în care noi trăim în 2018 a face părinții responsabili de această sarcină din partea lui Dumnezeu niciodată nu-i prea mult. În vremea în care noi trăim, a le spune părinților, poate și în fiecare zi, de ce nu, că au o responsabilitate majoră și că Dumnezeu cu responsabilitatea asta nu se joacă, cred că nu-i prea mult. În această dimineață, potrivit și cu cuvântul care s-a citit din Numeri, capitolul 6, care Domnul a poruncit, dacă vreți, să se rostească în dreptul copiilor noștri, în care Dumnezeu se obligă să binecuvinteze copiii noștri dacă noi ne facem parte. Și spunea cuvântul Domnului așa: să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze, să te păzească, să facă să lumineze fața Lui peste tine. Dragii mei, frați și surori, aparent poate cuvinte simple, noi obișnuiți cu ele, în schimb în esență, sunt cuvinte cu o greutate veșnică. Pentru că dacă Dumnezeu binecuvintează un copil, dacă Dumnezeu păzește un copil, dacă Dumnezeu face să lumineze fața Lui în dreptul unei persoane, zice, și să-și arate îndurarea, să se îndure de tine, dacă Dumnezeu se îndură de un copil, acea viață va avea un viitor frumos, va avea zile frumoase și va putea acel copil până la finalul vieții să cânte cântarea bucuriei. Dragii mei, asta ne dorim pentru ai noștri. Amin? Amin. Cred că fiecare părinte își dorește pentru copilul lui să poată să-l vadă în fiecare zi sub lumina lui Dumnezeu, sub paza lui Dumnezeu. Cred că v-am mai zis eu asta, mi-a plăcut tare mult, odată în Germania, fiind într-o luni dimineața, undeva pe hol, în fața camerei în care eu dormeam, mama s-a rugat cu fiica. O rostit sora aia o rugăciune în dreptul fiicei ei, când fata pleca la școală, într-o luni dimineața, m-a uimit într-un mod extraordinar. Spunea sora: Doamne, te rog să o păzești la trecerea de pietoni, te rog să o păzești până ajunge pe trotuarul celălalt, te rog să o păzești până ajunge în clasă și mai apoi până când se va întoarce acasă. Vedeți dumneavoastră, noi ca și părinți de foarte multe ori nu mai putem să avem privirile peste copiii noștri, dar într-o dimineață ca și aceasta, ei ca și părinți spun lui Dumnezeu: Doamne, te rugăm frumos și noi ca și slujitori, te rugăm să lași paza ta peste copiii noștri. Și paza asta trebuie să rămână până la finalul vieții. Vă spune și se va citi cuvântul, cred că din nou, în care se va spune să se arate îndurarea lui Dumnezeu, să se arate lumina lui Dumnezeu. Și toate astea Dumnezeu e bucuros să le dea. Dar noi ca și oameni avem, așa cum am spus, o responsabilitate mare. Și spune un cuvânt din Galateni, capitolul 6, așa: nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Și ascultați-mă bine, toți părinții și toți viitorii părinți în dimineața aceasta. Ce seamănă omul, indiscutabil, aceea va se cera. Adică Dumnezeu a zis: măi, eu îmi fac partea. Eu o să las binecuvântarea, vreau să dau binecuvântarea. Dar responsabilitatea de a-l conduce pe copil într-o binecuvântare este a părinților. Și vrea Dumnezeu în dimineața aceasta să ne tragă un semnal de alarmă: oameni buni, nu vă înșelați, că ceea ce voi veți semăna, de-aia spune Biblia, învață pe copil calea Domnului. Nu zis Domnul: mă, voi aduceți-i doar pe lume, că de învățat îi învăț eu. Nu. O zis Domnul: învață-l pe copil, învață-l tu. Simplu, limba română aici e clară.
Pentru că viața e o multitudine de acțiuni pe care părinții le pun în practică în fiecare zi. O multitudine de acțiuni de multe ori repetate, multe dintre ele sunt făcute cu nebăgare de seamă, altele sunt făcute chipzuit. Dar multe dintre acțiunile părinților sunt făcute în pripă, fără de atenție, fără să realizeze că și copiii noștri sunt niște observatori de elită. Fără să-și dea seama că cei de pe lângă noi, care Dumnezeu ne-a dat și i-am primit cu bucurie, sunt niște observatori de elită. Se uită, înmagazinează. Dar așa e viața construită din acțiuni. Acum, să fii atent non-stop, parcă e prea greu, nu? Așa e viața construită din activități și uneori te mai ia activitatea pe dinainte. Uneori, ca și părinte, ajungi în punctul în care nu mai stai bine să le gândești, să le cenzurezi, ai săvârșit acțiunea, copilul vede, în mintea lui s-a înmagazinat, acel moment o zburat și nu-l mai poți întoarce niciodată. În momentul ăla, gândindu-mă la partea asta a vieții în care părinții au activități permanente, în care uneori sunt atenți, alteori neatenți, mi-am pus o întrebare. Și e titlul mesajului meu din dimineața aceasta și sună în felul următor. Ce fac? Oare contează? Pentru faptul că și copiii noștri sunt pe lângă noi și observă tot. Și credeți-mă, observă copiii mai mult decât noi credem. E bine să ne mai oprim să punem o întrebare. Mă, oare ce fac eu? Oare contează? Pentru că la întrebarea asta unii părinți meditează când lucrurilor luat o raznă. Când s-or scăpa lucrurile de sub control, unii își pun întrebarea, mă, oare ce fac eu? Contează? Ce am făcut eu? O contat oarecum la educația copilului meu? Vedeți dumneavoastră, dacă David și-ar fi pus întrebarea asta înainte să păcătuiască cu Batșeba, dacă David când s-a urcat pe acoperiș, tată la rândul lui, și-ar fi pus întrebarea, mă, oare ce fac eu? Contează? Poate n-ar fi trebuit să urmeze ceea ce a urmat. Poate dacă și-ar fi pus David întrebarea, mă, oare contează cumva în viață că eu dau ordin să moară Urie? A avut David o acțiune în acel moment nechipzuită, fără să o mai gândească. Și ascultați-mă bine, orice acțiune în viața unui părinte nechipzuită și negândită are repercursiuni. Și David o da poruncă ca Urie să fie pus în prima linie să moară. Și mai târziu Absalom o da poruncă la slujitorii lui să-l omoare pe Amnon, pruncul său. Dacă David și-ar fi pus întrebarea, mă, oare ce fac eu contează și ar fi stat să mediteze la asta, oare păcatul care eu îl săvârșesc contează, poate că Amnon n-ar fi păcătuit cu Tamar, cu soră sa. Pentru că s-au răsfrâns anumite acțiuni din viața lui David în familia lui și ceea ce a păcătuit David, a păcătuit și pruncii lui. Când David a dat ordin să moară, o zis și Absalom, să moară alții. Când David a păcătuit, Amnon a zis, ce are, că mi-e drag de Tamar. Dragii mei, m-am gândit mult și credeți-mă, m-a luat așa cu călduri, cum am zice noi, când m-am, la acest moment în care cred că ar fi trebuit să stea să gândească David, mă, oare contează? Că a venit la un moment dat prorocul Nathan și David o capitulat și a zis, am păcătuit. Am avut o acțiune fără să o gândesc. M-am pripit, am trăit momentul, n-am mai stat atent să mă gândesc, bă, ce-o fi, va avea repercusă, nu va avea, nu m-a mai interesat. A venit Domnul și i-a spus, bine, David, uite, Dumnezeu îți va ierta păcatul, în schimb, fapta va trebui să o plătești. Și fiul tău care s-a născut va muri. O tras nădejde sau a avut speranța, nu știu, dorința, până în ultimul moment, David s-a închis singur în cameră, nimeni n-avea curaj să intre la el și o tras așa nădejdea David, până în ultimul moment că și fiul lui nu va pleca din lumea asta și la un moment dat o trebuie să vină să-i dea vestea, David, pruncul tău s-a dus. Pentru că o trebuie să-ți plătești fapta, pentru că Dumnezeu a zis, bine, ți-ar păcatul, dar trebuie să-l plătești.
Dragii mei, dacă părinții ar mai sta în ziua de astăzi să mai gândească, să se mai așeze, să-și mai adreseze întrebarea asta în mod serios, oare ce fac eu acasă, singur, când sunt numai eu cu copiii mei, când sunt eu soțul și copiii mei, când sunt eu soția și copiii mei, dacă părinții și-ar mai pune întrebarea, activitățile mele, vorbele mele, gesturile mele, oare contează, au vreo valoare? Și dacă stăm să le cenzurăm, să ne gândim că ceea ce facem ilegal, împotriva lui Dumnezeu, într-o zi se vor răsfrânge asupra copiilor noștri și ceea ce semănăm în anii care Dumnezeu ni-i lasă în casele noastre, vom secera mai apoi peste ani de zile. Că la un moment dat catolicul zice, dăm copilul 3 ani de zile și primii 3 ani din viață și îți garantez că atunci când va fi mare va fi catolic. Și Dumnezeu zice, uite, eu îți dau copii 25 de ani în casă, 19 ani, 22 de ani. Și garantează-mi că din copilul ăsta va fi un fiu al cerului. Mai marea problemă e că nu mai băgăm în seamă lucrurile care contează ca și părinți. Le luăm mult prea ușor și trecem peste momente cu multă ușurătate. Dragii mei, vreau să vă vorbesc în această dimineață răspunzând la întrebarea asta, pentru că neascultarea lui Saul a contat puternic, nu doar în dreptul lui, și a trebuit să moară și Ionatan cu el. Că la un moment dat, în acel război în care Dumnezeu nu s-a mai implicat din cauza neascultării lui Saul, nu mai asculta Saul. Dar au zis Saul, bă, dar ce contează să ascult de Dumnezeu? Dar oare contează să fac ce Dumnezeu? S-a venit Domnul prin slujitorul său și spune, Saul, tot ce are Amalec să-l faci praf, nimic să nu mai rămână din ei. Saul, o unghie să nu luați de acolo. Și-o călcat Saul în picioare ascultarea față de Dumnezeu, s-o întors înapoi, luând din boii lui Amalec, luând din vitele lui Amalec, justificând el în forma lui, dar neconvingându-l pe Dumnezeu. Că oamenii în momentul în care trăiesc nechipzuit, în momentul în care viața nu mai arată așa cum trebuie, în momentul în care acțiunile sau perpetuează acțiuni într-un mod permanent, care nu mai au valoare înaintea lui Dumnezeu, încep să justifice în felul lor, crezând că îl păcălesc pe Dumnezeu. Și-a venit Saul și-a zis, ascultă-mă, omule al lui Dumnezeu, poporul mi-a zis. O zis să iau cei de la Amalec mai bun, să aduc, da mă omule, dar ce-o contat înaintea ta? Să asculți de Dumnezeu sau de oameni? Că în altă împrejurare apostolii au zis, pentru noi contează mai mult să ascultăm de Dumnezeu decât de oameni. Asta e ceea ce contează în viață. Și pentru Saul a contat mai tare să asculte de popor și Dumnezeu i-a dat o sentință cruntă. Zice, Dumnezeu te-a lepădat, prietene. Ce dur e să fie un tată care mai are copii de crescut și din cauza faptului că o călcat în picioare ascultarea față de Dumnezeu, să lepe de Dumnezeu și să fii conștient că mai ai copil de 5 ani acasă căruia trebuie să-i mai fii model și nu mai poți. De-aia în viață e obligatoriu să ne mai oprim, să ne mai punem întrebarea, oare ce fac eu contează în detrimentul ăsta a familiei, a copiilor, a lui Dumnezeu, a mamei și a tatălui și a celor care le-am primit din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, în primul rând, ceea ce noi facem contează pentru faptul că acțiunile noastre vor fi acțiunile lor mai târziu. Ascultați-mă foarte bine. Am întâlnit oameni care au crezut că atunci când copiii lor au 2-3 ani pot să-și bată joc de viață și când va ajunge copilul la 7-9 ani, 10-11-12 ani, le va băga Biblie și Dumnezeu în cap și din ei o să facă un evanghelist, un proroc, ceva mare cântăreț și s-au înșelat amarnic. Contează ceea ce facem în detrimentul ăsta al familiei, cât sunt copiii la noi în casă, cât le mai poți închide ușa la cameră, cât mai poți să te mai duci să-i mai învelești seara. Contează ce faci. În timpul ăsta în care poți să-i mai pui mâncarea în farfurie, în care îl mai poți aștepta de la școală venind acasă, că va veni o vreme când nu o să poți să-l mai aștepți venind acasă de la școală. Va veni o vreme când va pleca din casa ta. Mi-aduc aminte de acele momente undeva, clasele 1-4, unde eu am făcut școala, clasele 1-4 erau foarte aproape de blocul nostru. Un bloc era între școală și blocul nostru.
Mami ne aștepta de multe ori pe balcon și stătea, știa că la ora 12 și 5 și 10, cel târziu, trebuia să dăm așa colțul blocului și ne va vedea, ne va zări. De fiecare dată la ora 12, mami era pe balcon să ne privească. Într-una din zile ne spunea, mami, mi-e dor de momentul în care să pot să mai stau pe balcon și să vă mai urmăresc venind spre casă. De momentul în care la ora 8 fără 10 minute, că făceam puțin până la școală, să pot să stau pe balcon și să vă urmăresc mergând spre școală. Sunt momente în care Dumnezeu ne lasă copiii acasă 20 de ani, 15 ani, 19 ani, 25 de ani. Și Dumnezeu zice, omule bun, contează ce faci în timpul ăla. Pentru că acțiunile tale, indiscutabil, mai devreme sau mai târziu, vor fi acțiunile copiilor tăi. Că la un moment dat înaintea lui Abimelec, Avram dârdâie de frică și a fost pus în fața unei situații complicate și întreabă împăratul, cine-i femeia asta? Și a zis Avram, e sora mea. Era nevastă sa, că era Sara. Și a zis Avram, e sora mea. Și Avram pus în fața unei încurcături și a unei frici deopotrivă, o mințit și a zis, e sora mea. În fața aceluiași împărat, în aceeași localitate, Isaac, ani mai târziu, în Genesa capitolul 26, face aceeași eroare și zice despre nevastă sa că e soră sa. Au făcut identic Isaac și Avram. În Biblie zice cum e mama, așa e și fata și nici la tați nu e nicio diferență. Și nu realizează părinții când le sunt copii acasă, mă, vezi că vorba ta o va rosti și el mai târziu. Nervii tăi va avea și el mai târziu. Bârfele tale de duminică de la amiază, de ce o să-ți predicator sau cântăreții, le va face și el mai târziu. În disputele tale cu vecinii, când te văd că nu știi să moderezi situația, să fii demn de copilul lui Dumnezeu, așa va face și el mai târziu. Când te vede că tu minți cu notorietate și mai apoi zâmbești și zici, l-am prostit, îl vei vedea pe fiul tău că o să te mintă la 16 ani cu mai multă notorietate și o să le zică la prietenii lui, l-am păcălit. Știți povestea aia în care odată un copil a găsit un câine pe stradă, l-a adus acasă și i-a spus la taică, s-o, tată, te rog să nu dai câinele ăsta, că mi-e drag de el, zice. Uite ce frumos, iar o pată albă așa aici pe bot, mi-e drag de el, e micuț, e jucăuș și drăgălaș. După câteva zile vine cineva la ușă și bate și spune, vecine, am cumpărat de câteva zile un câine copilului meu, l-am pierdut, nu știi cumva unde îi. Ăsta se uită către fiul său după ușă și zice, nu, zic că nu-i la noi, zic că noi nu l-am găsit noi. Și tata cu zâmbetul pe buze zice, nu l-am văzut, vecine, nu știu unde e. Închide ușa, copilul jubilează de bucurie, cel mai bun tată din lume. Și spunea povestioara asta că s-a dus tata în cameră, a început să plângă în hohote și a realizat ceva, a zis, ceea ce am făcut eu va conta în viitor. Pentru că am câștigat un câine, dar mi-am pierdut un copil. O câștigat un câine pe fondul unei minciuni și și-o pierdut copilul în sentimente. Că a zis copilul, dacă tata minte și eu am voie să mint. De-aia contează ceea ce facem, cât timp copiii la noi acasă și nu numai. Căci acțiunile lor, a noastre de fapt, vor fi acțiunile lor. Partea bună când omul știe să facă ceva pentru Dumnezeu, asta contează enorm, știți de ce? Pentru faptul că David la un moment dat, Avram, mă scuzați, la un moment dat o săpa niște fântâni, știți? Fântânile-s viață, apă, înviorare. Și filistenii i-au astupat fântânile. Dar la un moment dat, spune Biblia că Isaac a venit și a început să sape din nou fântânile astupate de filisteni pe care le-a făcut taică-sa. Și a zis, dacă tata a făcut fântâni care să învioreze pe oameni, dacă tata a făcut fântâni care să izvorască apă limpede, eu trebuie să le sap din nou dacă s-au astupat și să menținem aceeași înviorare. În momentul în care un copil își vede o mamă în casă că pune genunchiul jos mai des decât pune boia în mâncare, dacă vede un copil, un tată, că pune genunchiul jos mai des decât își face ordine la scule și mai poate să-i mai spună lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi putere să rămân credincios ție, vei vedea la un moment dat că și copiii tăi vor face la fel ca tine.
Că dacă merge tata acasă cât se poate de stresat și nimeni nu poate să stea de vorbă cu el, că vezi, Doamne, el are nervi, serios. La 16 ani, la 17 ani, la 22 de ani, dacă nu la 19, o să te scuipe în față, iertați-mă. Am fost în tabără zilele trecute, undeva la Târgoviști, a venit o tânără la mine, a zis, dacă regret ceva în viața asta, e că am scuipat-o pe mama. Dar a zis, frate Alin, zice, știți de ce am scuipat-o pe mama? Și cu regret, plângea fata, tremura din toate încheieturile. Că a zis că atunci când eram mică, de fiecare dată când mergeam lângă mame și îi spuneam, mami, vreau să zic ceva, ea avea nervi, de fiecare dată avea acel gest ca și cum ar scuipa jos. Tu, zice, du-te că nu vreau să te văd. O să am ajuns la 22 de ani și nu m-am putut abține, pentru că am crescut în mediul ăsta până la 19, 20 de ani, 21 de ani, zice, m-am autocontrolat, m-am pierdut cu firea, zicea fata, dar auzi, frate Alin, regret înaintea lui Dumnezeu, dar nu al lui mama. M-am șocat fata asta. Și m-am gândit mult, o zis, regret înaintea lui Dumnezeu că nu a fost frumos gestul, dar nu al lui mama, că de la ea am învățat. Întotdeauna oamenii, părinții, trebuie să fie conștienți că ceea ce fac ei, copiilor, vor face mai devreme sau mai târziu. De aia contează. În al doilea rând, dragii mei, contează ceea ce facem pentru că eu, ca și părinte, trebuie să-mi cresc copiii, nu să-i las să crească. Știți ce zice Biblia în Proverbe, capitolul 28, cu versetul 10? Și ascultați-mă bine, am meditat atât de mult la versetul ăsta. În Proverbe, capitolul 28, cu versetul 10, Biblia spune așa. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o. Dar oamenii fără prihană moștenesc fericire. Știți cine va cădea la un moment dat într-o groapă și care și-o săpat-o singur? Sunt acei oameni care își rătăcesc copiii pe calea lui Dumnezeu. Și ar spune cineva, frate Alin, cum poți să zici așa ceva? Eu ca tată nu i-am zis niciodată la copil, mă copile, să faci o prostie, niciodată. Cum poți să zic? Eu nu i-am spus copilul meu niciodată, înjură! Eu nu i-am zis niciodată copilului meu, du-te apucă-te de fumat. Eu nu i-am zis niciodată copilului meu, poți să vii dimineața la 5 că nu-i niciun bai. Nu i-am zis. Pe asta e bai. Că nu i-ai zis nici măcar copile, ai grijă să nu cumva să te prind cu țigări după tine. Nici asta nu i-ai zis. Nu i-ai zis poate niciodată copilului tău, mă, până la 1 noaptea non-stop, dar unde umbli? Acum totuși, o întrebare. Nu i-ai zis niciodată copilului tău, ai grijă, știți? Împotrivit cu versetul ăsta am făcut eu o paralelă și permiteți în paralela și mai puneți, vă rog, versetul, lăsați-l afișat. Zice, cine rătăcește pe oamenii fără prihană. M-am uitat la versetul ăsta și am făcut eu o paralelă între oameni și copii. Ne dă Dumnezeu copiii curați. Excludem aici din contextul ăsta păcatul adamic. Aia suntem vinovați toți. În schimb, dragii mei, copiii n-au păcate săvârșite. Uitați-vă la ăștia mici, la David, la Domini, la Levi. Uitați-vă, n-au păcate săvârșite. Ni dă Dumnezeu ca o coală de hârtie imaculată și părintele trebuie să pună culoarea. Dar pe o foaie albă, dacă nu pui culoare pe ea la vreme, dacă nu o mai ștergi de praf, se așterne timpul, praful și la un moment dat va deveni galbenă, se va vedea că e învechită și că e învechit rău. De multe ori părinții uită că ei trebuie să-și conducă copiii pe calea lui Dumnezeu, adică să-i crească, nu doar să-i lase să crească de unii singuri, că dacă nu faci nimica, se duc singuri în rătăcire și tot tu ești de vină. Nu e așa că e ciudat și absurd să te urci la volan unei mașini, să te pui la volan și să te duci înainte, să vină la un moment dat virajul la dreapta, tu să nu faci nimic, să te oprești un pom, să vină poliția rutieră să spună, omule, ce ai făcut? Și tu să spui nimic. Și să te arăți total nevinovat. Omule, n-am făcut nimic, n-am tras nici stânga, nici dreapta. Am stat numai și m-am uitat la mașină. Păi de aia s-a dus în pom. De aia s-a rătăcit mașina ta pe arătură, că n-ai condus-o. Dar așa e și cu copii. Iertați-mă să nu vă supărați pe mine că am făcut o paralelă între copii și mașină. Orice copil are o valoare inestimabilă comparat cu o mașină. În schimb, dragii mei, cu atât mai mult. În schimb, cei care își rătăcesc copiii, care sunt fără prihană, sunt fără pată, pe calea cea rea, lăsându-i de capul lor să facă ce vor ei. Ascultați ce zice versetul ăsta. Cade în groapa pe care și-a săpat-o. Până la 15 ani, mama nu-i zice, mă, pruncule, n-ar fi mai înțelept un pic să
mai vorbești și tu mai altfel. N-ar fi mai bine, ce știu eu, hainele să ți le iei altfel, nu știu, n-ar fi mai bine să ai alt anturaj, nu-i zice nimic, lasă că-i copil, zice, nu-l conduce pe copil. Pentru că contează să-ți crești copilul, nu doar să-l lasă să crească de unul singur. Și la un moment dat vine mama și spune la copil, mă bagi în groapă, nu, ți-ai săpat-o singură. Zice, mă, copilul ăsta mă îngroapă de vie, o să către mine o mamă, nu mai pot cu el, zice, mă îngroapă de vie. Am stat de vorbă cu acea mamă și am întrebat-o, așa, descusând toate momentele în care copilul era unul mic. Și am zis, bun, dar în momentele alea în care trebuie să-l lași într-un anturaj ilegal, te-ai dus să vezi dacă copilul tău unde merge, merge bine? Dacă copilul tău ce ascultă, ascultă bine. Dacă laptopul lui copilul tău, că îi iei la 13 ani laptop, nu-l las să aibă doar el parola și îl mai verifici și tu. Te-ai mai uitat în telefonul lui să-i spui, mă, ai 12 ani, ți-am luat telefon să te verific unde ești. Dar ascultă-mă, care amprentă și poți să-i pui mai multe amprente. Una e a mea și una e a ta la telefon și îl deblocăm amândoi. Că altfel îl las să crească singur și poate țapă groapa și mai apoi plângi. De-aia contează, dragii mei, să ne conducem copiii, nu să-i lăsăm de capul lor. În partea asta socială în care eu mă mir, întreb câte un copil în clasa 12-a, auzi, ce vrei să faci mai departe? Și dă din numeri, zice, nu știu. Să nu vă supărați pe mine, vă rog din toată inima. Dar de multe ori observ scăzăminte în viețile copiilor noștri și a multor părinți pentru că cineva acasă nu s-a ocupat de ei și i-a lăsat să crească de capul lor. Ce vrei să te faci după ce termina 12-a? Nu știu. Bă, dar tu, părinți acasă, pentru ce ai? Știți că avem responsabilitatea să le spunem copiilor noștri, mă, tu ai avea înclinație pentru. Nu să-l obligi, nu să-l forțezi. Mă, dar maică ta, nu ți-o da și ție o idee? Tu ai fi bun pentru medic, o să-ți mama nu se bagă. Serios? Știți, e ciudat în condițiile în care și fac aici așa o rugăminte adresez. Se va începe orchestra, nu la copii, la biserică. Și e atât de important ca părinții să-i aducă pe copii la biserică, la orchestră, la școala duminicală. Nu, mă, vrei să mergi, dragul mami? Nu vrei? Nu, bine. Nu, las că o fi cumva. Eu am făcut 8 ani de pian, credeți-mă, din clasa 4-a până într-a 7-a, când a fost mai greu, m-am dus la pian aproape bătut în fiecare zi și nu regret asta. Au fost ani grei, mi-era groază când trebuia să-mi iau din nou metoda de la pian și caietul de teorie să mă duc la orele de pian, mi-era groază și mama tot cu gura pe noi, mă, du-te odată că-i târziu, du-te, de gura lui mami ne-am dus, ia 3 ani i-am făcut numai de gura lui mami, dar nu-mi pare rău deloc. Pentru că atunci când știi să-ți coordonezi copilul, dragii mei, ascultați-mă bine, dar oamenii fără prihană, fără vină, sub coordonarea lui Dumnezeu, sub planurile lui Dumnezeu, știu să-și coordoneze copiii, moștenesc fericirea și pot să zic că mi-am crescut copilul, nu l-am lăsat doar de dragul să crească, și l-am crescut eu, l-am coordonat eu, i-am dat direcție eu. I-am arătat care-i mersul vieții, că Dumnezeu e important. I-am arătat că fac doar lucruri importante, căci contează ceea ce fac înaintea lui Dumnezeu implicit. Și în ultimul rând, contează ceea ce facem, dragii mei, în viața copiilor noștri, pentru că într-o zi vom auzi întrebarea, ei unde-s? Îs bine? Și unii părinți aici în viață, că eu nu le vedem copiii la biserică și întreb, auzi, copiii tăi sunt bine? Cu aroganță spun, sunt bine, ce te interesează? Hai că pe oamenii prostești cum îi prostești, dar pe Dumnezeu nu. Și la un moment dat, Gehazi o întreabă pe Sunamită, copilul tău e bine? Și copilul Sunamită era mort acasă. Și Sunamită, așa cu un curaj fantastic, o zis, dai bine. Frații mei, e ciudat și în momentele în care copiii noștri au nevoie de un ajutor, ne ferim și de biserică uneori. Uităm să-i mai coordonăm înspre biserică și Dumnezeu, vezi, Doamne, să nu ne facem de râs. Mai apoi, când ajunge rău de tot, inundăm amvonul cu bilete. Dragii mei, contează ceea ce facem în viață, pentru că într-o zi Dumnezeu ne va întreba, tu cu ai tăi, și se spunea în poezie, echipa care ți-am dat-o, unde-i? Va trebui să ne afișăm înaintea lui Dumnezeu, să ne înfățișăm înaintea scaunului a lui Dumnezeu și ne va întreba Domnul, auzi Alin, ai tăi unde sunt?
Și va trebui să spun și să argumentez, Doamne, sunt toți aici. Sau dacă nu va fi așa, o să mă umplu de rușine și o să zic, Doamne, nu știu, dau din numeri și acum, voi da și atunci. Dragii mei, dacă oamenii știu să-și coordoneze copiii spre Dumnezeu, să facă doar ceea ce contează, să-L arate pe Dumnezeu în fiecare zi, să-și crească copiii, să-i conducă ei pe calea lui Dumnezeu, nu să-i lase conduți așa de mediul înconjurător, să-și conducă copiii pe calea lui Dumnezeu, vor putea într-o zi înaintea Marelui Împărat să spună, Doamne, eu cu toți ai mei suntem înaintea Ta. Dumnezeu să ne ajute. Acum, o să vă spun o întâmplare care am auzit-o, mi-a povestit-o cineva zilele trecute, că fratele Sergiu Nichescu, fratele fără mâini, a povestit-o într-o biserică undeva lângă Bistrița. Mi s-a părut foarte interesantă, demnă de luat în seamă. Într-una din zile, fata lui la școală, în clasa ei, diriginta o întreba, știți, fratele Sergiu e fără mâini? Soția fratelui Sergiu e o eroină, sora Ligia. Și într-o zi în clasa fiicei lui a fost pusă o întrebare. Ce vreți să vă faceți când creșteți mari? Doamna dirigintă i-a întrebat. Și unul zice, eu vreau să mă fac fotbalist. În fi de dor, pe săptămână mă duc cu tata la fotbal. Logic. Dacă te duci cu tata de dor, pe săptămână la fotbal, vrei să fii Messi. Altul zice, eu vreau să mă fac cântăreț. Nu știu care e idolul meu. Altul zice, eu vreau să mă fac șofer de tir, că îmi plac camioanele. Nu știu, fiecare ce-o vrut să se facă. Și ajunge la fata lui fratele Sergiu. Zice, tu ce vrei să te faci? Ce vrei să faci în viață? Și fata asta se ridică în picioare și o zice, eu vreau să fac ce face mama. Diriginta o suna pe fratele Sergiu și o zice, domnul Sergiu, veniți vă rog până la școală. O zice, fata dumneavoastră mi-a spus la oră că ea vrea să facă ce face maică sa. Realizând în momentul ăla când îl vede pe fratele Sergiu, diriginta, că mama acestei fete e o eroină. Și la o vârstă destul de fragedă, o zis fata asta, eu vreau să fac ce face mama. Dragii mei, întrebarea mea ultimă, copiii mei și ai dumneavoastră, pot să spun în totalitate, vreau să fac ce face tata? Dumnezeu să ne ajute. Amin.